Craiova bate tot ce prinde în Liga 1. Oltenii au început senzațional partida cu FC Argeș și au punctat de două ori în primul sfert de oră. Cicâldău a marcat pentru a treia oară în primele 5 etape cu o lovitură de cap fără speranțe pentru croitorul. Golkeeperul piteștenilor nu a avut ce face nici la al doilea gol. Cicâldău a inventat o pasă absolut senzațională, iar Colici a dublat avantajul echipei lui Bergoli. Nou promovat a putea reduce din diferență înaintea pauzei, însă elvețianul Manele a oferit ratarea campionatului. Piteștenii au jucat mult mai bine în actul secund, iar Piliacelii nu a șomat. Honciu a marcat în minutul 88, dar echipa lui Vâlțivadea nu a mai avut forță pentru încă un gol. FC Argeș-Craiova s-a încheiat 1-2. Am văzut centrarea și am urmărit mingea și am lovit-o cu ochiul. De fiecare dată când am realizări și mi-ajut echipa și mai ales câștigăm, mă simt foarte bine. Greșim pe începuturile de meci, luăm două goluri și după aia începem să jucăm. Din păcate e greu să revii de la 2-0,